Casa pasivă reduce costurile cu încălzirea, dar este mai scumpă decât o casă obișnuită. Inginerul Marius Șoflete crede că românilor le este teamă în general de prețurile mari, dar a explicat exact cât ar putea costa o astfel de casă pasivă. Este o casă pasivă o casă scumpă? În raport cu ceea ce se construiește pe piață în România, o casă pasivă poate ajunge și cu 30% mai scumpă decât o casă standard. Sfatul meu este să pleci la drum când vrei să-ți faci o casă și nu neapărat casă pasivă, ci o casă eficientă energetic, o casă de bun simț. Dacă ai cel puțin un buget de 1000 de euro per metru pătrat, suprafață utilă desfășurată. Altfel, am avut cazuri și am văzut situații de probleme în familie, de probleme cu banii, de lucrări blocate pentru că nu putea să continue casa. În principiu de casă pasivă, ceea ce vine suplimentar față de o construcție standard este cantitatea de suplimentară de termenizație care se pune, tâmplării performante, care tâmplării performante înseamnă tâmplării cu triplu vitraj, cu ramă performantă, și performanța ramei nu este dată de numărul de camere, cum există iarăși mituri în piață, ci de coeficienții de transfer termic specifici, de gradul de etanșeitate al casei, adică de cât de mult aer pierde casa în mod necontrolat. Și ultima investiție care aduce un aport care aparent crește costurile casei, dar de fapt ți le scade, e un sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Și ca prețuri, cât costă un asemenea sistem de ventilație? Cel mai ieftin echipament pe care l-am văzut pe piața din România e pe la 2000-2500 de euro echipamentul, la care se mai adaugă montaj și tubulaturi. Dar în proiectele pe care le-am făcut eu și în care am lucrat, întreg sistemul de ventilație cu recuperare de căldură a costat de la 5.000 de euro la 12.000 de euro. Și ce alte instalații se mai folosesc într-o casă pasivă? Asta iarăși face parte din unul dintre mituri, pentru că o casă pasivă are efectiv un singur echipament în plus, și anume acesta de care am vorbit, adică sistemul de ventilație cu recuperare de căldură. Asta este tot ceea ce are în plus față de o casă standard. În rest, toate instalațiile electrice, termice, sanitare sunt identic și la fel. Ce e de menționat că o casă pasivă, consumând mult mai puțină energie, tu practic nu mai ai nevoie efectiv de gaz. Adică, dacă aș face o mică paranteză și considerăm o casă standard de 120-150 de metri pătrați, care este o casă specifică nevoii românilor, nevoilor și exigențelor din țară, tu ai avea nevoie de o centrală pe gaz de 40 de kW putere instalată. Pentru o casă pasivă, tu ai nevoie de o pompă de căldură de 5-8 kW putere instalată. Adică vorbesc de 40 de kW pe gaz versus 4 kW pompă de căldură care consumă numai curent. Și deja o casă pasivă face rentabilă investiția într-un sistem de energie alternativ. Și când mă refer la sistem de energie alternativ, e un sistem de energie care nu consumă combustibili fosili pentru a produce energie termică de care nu avem nevoie. Structura de rezistență poate fi făcută din beton, cărămidă, BCA, lemn sau metal. Sunt materialele cele mai des folosite în România. Eu personal am o pasiune specială pentru lemn, de aceea și casa de aici e făcută din panouri, din lemn lamelar încleiat, numit CLT sau cross-laminated timber. Este o soluție scumpă, dar este performantă din mai multe puncte de vedere. Este precisă, este foarte rezistentă, mecanic, este de 4 ori mai ușoară o astfel de structură și se comportă foarte bine la cutremur, ceea ce România este o țară seismică. Din suma proiectelor pe care le-am făcut în România, pe astfel de sistem, pe cross-laminated timber, exclusiv structura însemnând panouri plus șuruburi, conectori, plus montaj, transport, montaj, macara, ajunge între 250 și 340-350 de euro per metru pătrat suprafață utilă desfășurată, și pun un pic accent pe acești termeni, că sunt esențiali în raportare, dar cu o durată de execuție de 4-6-8 zile. Un alt cost esențial este dat și de arhitectura casei, de forma casei, pentru că varianta cea mai ieftină este forma compactă, cu buleți a unei case. Ca aici cam cât, iarăși la prețuri nerentabile? La preț, deci cu cât casa e mai compactă și este mai simplă ca formă, cu atâta prețul merge spre 250 de euro metru pătrat. Cu cât arhitectura este mai complexă, am un astfel de exemplu în Dumbrava Vlăsiei, unde structura casei a fost, structura în sine era obiect de arhitectură și casa era foarte frântă, prețul a ajuns să fie mai mari, pentru că apare și factorul estetic. Celălalt, nu doar de structură, ci de aparență. Și cât înseamnă mai mari? La un 300,
cred că 360 de euro pe metru pătrat a ajuns casa respectivă. Doar structura. Vorbim despre structura din lemn. Structura de rezistență pe acest sistem, pe timp, pe cross-laminated timber. Tot pe lemn mai avem sistemul de timber frame sau de panouri, panouri prefabricate termoizolate. Ieftin ca sistemul pe CLT, dar o casă făcută pe un astfel de panou, pe astfel de panouri ajunge pe la 200-250 de euro pe metru pătrat. Iar o structură pe zidărie, făcută corect, și zidărie, când mă refer aici a fundațiile, care în mare parte sunt din beton, stâlpișorii sau cadrele din beton, dacă este pe cadre din beton sau pe stâlpișori, și pereții de zidărie, ajunge și ea pe la un 200 de euro pe metru pătrat, suprafață construită desfășurată, suprafață utilă desfășurată, dacă vorbim de materiale de bună calitate, pentru că și cărămida este de foarte multe feluri și găsești cărămidă care o arunci de aici și se face țăndări. Vorbim de materiale de bună calitate și cu o manoperă de bună calitate, pentru că de multe ori se face rabat la manoperă pe structuri, pentru că lasă, că se acoperă cu altceva, se acoperă cu finisaj, se acoperă cu termoizolație și așa mai departe și nu se mai vede. Urmează apoi, deci de aceea practic structura de rezistență în medie e între 200 și 300 de euro pe metru pătrat, suprafață utilă desfășurată, însemnând materiale plus montaj, transport, manoperă. Adică trebuie să privim în total. De aici se mai adaugă etapa a doua, și anume realizarea a ceea ce se numește anvelopei termice sau îmbrăcarea casei, adică termoizolația. O termoizolație bună, de calitate, costă în medie 1 euro per 1 cm grosime per 1 metru pătrat. Asta e un preț mediu. Poate să existe prețuri mai mici sau prețuri mai mari în funcție de specific, și atunci se adaugă prețul de termoizolare al casei, care ajunge în raport cu suprafața utilă a casei între 50 și 80 de euro. Deci am îmbrăcat casa. Mai vine acoperișul, care poate să fie țiglă, poate să fie tablă, poate să fie șindrilă bituminoasă, poate să fie membrană PVC, care și acoperiș ca protecție la apă costă între 5 și 20 de euro pe metru pătrat doar acoperișul. Se mai adaugă tâmplăriile, care tâmplării de performanță bună, apropiate de standard de casă pasivă, se găsesc deja în România și sunt în medie 250 de euro metru pătrat de tâmplărie, poate să ajungă și până la 500 de euro metru pătrat dacă vorbim de tâmplării complexe realizate pe ramă de lemn cu profil de aluminiu pe exterior, dar de performanță energetică bună. Și deja am ajuns cu casa pe la aproape 400 de euro metru pătrat și asta este casa la, nu neapărat la roșu, ci eu îi spun casa rezistentă la ploaie, adică deja ai făcut casa, trebuie să vii la interior. De aici se adaugă instalațiile, înseamnă instalații, curent electric, curent slab, curent tari, partea de apă, canalizare, apă rece, curentă, partea de încălzire, de exemplu, o încălzire în pardoseală, însemnând șape plus accesorii, plus tubulaturi, plus echipamentul de încălzire în sine, poate să ajungă și până la 100 de euro metru pătrat de încălzire în pardoseală. Deci poate să ajungă și la aceste costuri. Apoi vin partea de finisaje primare, șape, tencuieli, placări cu gips, care și astea mai aduc un buget de la 50 spre 100 de euro pe metru pătrat pe casă. Și așa am ajuns cu casa la 600 de euro pe metru pătrat minim, spre 700, dar fără să putem locui în ea efectiv. Pentru că de aici mai departe mai vin tipurile de instalații care se mai adaugă. Depinde foarte mult de zona în care îmi construiesc casa, cum mă pot racorda la utilități, trebuie sau nu trebuie să-mi fac fosă septică, cu ce vreau să mă încălzesc, cu gaz, curent, peleți și așa mai departe. Și asta iarăși poate să defazeze foarte mult prețul de investiție. Și de aici încolo mai vin partea de finisaje. Parchet, care prețurile variază incredibil de mult. Tencuieli, finale, vopseluri, lavabile, întrerupătoare, fittinguri, corpuri de iluminat, gresie, faianță, care iarăși rupe ușile de interior. Și așa, practic, ce ziceam adineaur, am ajuns cu casa semifuncțională la un minim 700 de euro metru pătrat, dar media de fapt e pe la 1000 cu tot ce se adună. Ca de aici, adăugând partea de finisaje, deja bugetul e în funcție de partea estetică, de cum îi place fiecare. Și nici o casă nu scapă de impozit. Cum e impozitul în cazul unor locuințe pasive, case pasive? În România încă nu se aplică niciun fel de sistem de impozitare diferențiată, însă în marea majoritate a țărilor din Europa de vest există astfel de
impozite diferențiate în funcție de performanța energetică a clădirii. Evident, cu cât clădirea are o performanță energetică mai mare, cu atât impozitul este mai mic, nu? Da, pentru că fiind clădirea mai performantă energetic, ea consumă mai puțin energie și poluează mai puțin.